face bine. Mulțumesc pentru bălării. Gestul contează, spune. Mulțumesc frumos. Te ascult. Alex. Ce s-a mai întâmplat? Andrada. Ascultă-mă. Păi ne deranjează comportamentul tău. Care comportament? Care l-ai avut astăzi față de mine și ieri. După aia am venit în casa băieților, mi-am asumat pedepsa, oricare ar fi fost, nu m-a interesat, uh-huh, să vin acolo. Tu ce ai făcut? Te alergai pe hol cu Mariana, te jucai cu Alexandra, cu Adriana. Eu înțeleg că trebuie să ai rapoarte bune cu toată lumea, dar și nu se face... cu tine n-ai văzut, nu? Nu se face așa, pentru că eram deja supărată. Când mă jucam cu tine n-ai văzut. Pentru că eram deja supărată, Alexandru. Bun, hai să te explic de dimineață. Ai spus că... trebuie să-mi asum că se fac glume și pe seama mea. Da. Pe seama mea, țin să te anunț că nu s-au făcut glume, s-au făcut acuzații, unul la mână, și am terminat pe subiectul. Cred că ai înțeles. Mariana a spus că au fost glume. Nu, Mariana a spus că au fost glume. Ba da. Mariana dimineață a elencat cine a vorbit cu femeia. A zis așa, cum Alexandru a făcut o glumă cu mine, fac și eu cu el. Nu a fost o glumă. Cum îți permiți tu să spui că nu vezi nimic altceva atâta timp cât tu nu ne cunoști? Atâta timp cât ce? Tu nu ne cunoști. Nu vă cunosc? Nu, bă, da, vă cunosc. Nu ne cunoști. Dacă stăm 3 ore aici împreună, asta nu înseamnă că mă cunoști. Băi! Băi! Nu, Mădălina o cheamă, nu băi. Uite, pe Mariana cred Adriana că o cunoști mai bine. Și asta, tu ai vorbit cu ea. Și asta înțelegi? Pentru că... Ai vorbit prin în mesaje. Afară de Andreea, în afară de Andreea, și cu te-au prin mesaj la început puțin așa. În afară două de mesaje. Andreea, în afară de Andreea, a fost singura fată de aici din casă, de la care am vrut mai mult decât atât. Da. Mai mult decât a conversa. Da. Înțelegi? Da. Poate de asta o văd pe ea altfel, pentru că am fost țintit spre ea. Bine, asta e părerea ta despre ea, pentru că tu ai, nu știu, ați vorbit. Ai avut cum... Hai că e semn bun! Hai că... Hai că... Cristi! Tim nu cunoști o persoană, de ce îți dai părerea așa, Iure? De unde știi tu ce poate aia ce ca femeie? Ce poți tu să-mi oferi aia? Dar de unde știi tu? Da. Ce pot și ce nu? Ce poate? Da. I-a și specificat că aia... Oricum este neîncepută, înțelegi ce vreau să zic? Ce-mi hai, nu fi rău, nu fi rău. Cu ce am fost nu rău? Fi rău, nu vorbi lucruri nu de-astea. E, când... Nu e absolut deloc rău. Nu, dar de ce să chiar spui? În ziua de azi este un lucru da, e frumos, foarte tare. Da, dar spune-l într-un termen frumos, nu neîncepută. Pe bune acum. Virgin. Dar ce suntem? Da, okay. Spune așa. Neînceput, suntem ciocolăți, bomboane. Zi, mă, ești Virgină sau nu? Pătaci! Ce rușine spune? Nu mi-e rușine de așa ceva, eu mă laud cu așa ceva, îmi pare de ce ești virgină sau nu? Da. De aici. Eu n-am avut în viața mea o virgină. Eu nu te cred ce vorbesc, mă. Dar nici lucrul, auzi? Dar nici lucrul acesta nu mă face să trec cu vederea că nu vreau nimic de la tine, Jay, ce zic? De ce? Nu te-ai simțit mândru ca bărbat să ai o femeie care n-a mai fost cu un alt păi, bărbat? Păi frate, aia a fost o grămadă de timp sub influența voastră. Nu este sub, dacă aia era o, sub influența dacă noastră. Aia era uite, o fată care să nu stea cu voi, să vină din, gen din exterior, așa la un moment dat, știi, să vină, să fie prima zi aici, să se declare pentru mine, puteam să cred. Am zis că este foarte, gen, e ușor influențabil nu e aia, de nu către e voi. Aia stai că încă fii mie. Cum aia, nu? Deci nu e adevărat. Nu este uimit altcineva, ești... Tu uimi! Da, înapoi. Mă, urare și placidare. Aia, eu ți-am zis că auzi, voi doi ați îmbrăcat persoane către care v-ați îndreptat. Nu știu. Atâta mi-ai zis chestia asta. E adevărat, Rareș, pe bune, nu a întrebat Marinescu care aia i-a spus că îi place de el, întreb tu cât tu ai rămas șocat de chestia asta, pe bune? Cât, ok, da. Ok, spor la cât treabă. Cât de la 1 la 100 îți place de mine, dar fără să minți. Dar am spus eu că îmi place de tine. Bă, zic că... Marinescu a zis că mai repet. De câte o să-ți mai repet? Știu că vrei ca eu să spun chestia asta, dar nu o să spun. Nu, eu am spus doar că ești un bărbat frumos, atât. Ok, arată ce ai de oferit atunci. Cât? De la cât? Dar tu ai zis că nu vrei să fii cu păi nu vreau, dar o testez. De așa vă zice să fără, să testez. Că testez pe toată lumea. Te-a tentat faptul că a zis că de pe tine, de ce să mă testez? Marinescu, te-a tentat faptul de ceea ce afirma ea mai înainte, că i-ai pus o întrebare? Nu, Mariana, mai ai tentat tu la momentul ăla. Lasă-mă pe mine acum, vorbim. Păi asta am zis. Alex, eu nu... Ce vrei să zici? Alex, lasă-mă să termin că vorbești într-una. Dar ce vrei să zici dacă nu cunosc? Lasă-mă să termin. Dar ce vrei să spun dacă nu cunosc? Bine, am înțeles, gata, hai, pentru mine subiectul este încheiat. O cunosc, e bine?
Pentru mine subiectul este încheiat. Nu mă cunosc, e bine? Eu te-am chemat să spun că pe mine mă deranjează cum te comporți tu cu mine. Cum mă comport? Te comporți? Dacă mă comport bine, cine mă chemi în cameră roșie? Eu te chem aici când e de rezolvat ceva. Ok, da. Ce tu crezi că dacă eu cer voi la cameră ce să stau... Ce e de rezolvat? Ți-am zis ceva că a venit jos și ai făcut pedasa care ai făcut-o? Nu. Așa că... Eu știu să mă comport cu mai multe persoane. Te-am chemat aici să spun că vreau să te schimbi. Și, nu, că m-am schimbat de 600 de ori. Nu, te-ai schimbat. Ba da. Nu. Ba da, nu, că vreau să te schimbi. Eu aș vrea să te dar schimbi. Dar n-ai cum să vrei dacă să nu mă vrei, schimbi, că n-am făcut spui, nimic, am venit jos, am făcut punct, o glumă, Alex. În două săptămâni am făcut o glumă cu Mariana și cu aia și vii tu acum sus și îmi spui mie că trebuie să te schimbi. Nu există așa ceva. În două săptămâni? Da. Două săptămâni? Da. Dacă eu te chem aici ca să rezolvăm anumite lucruri pentru că ce problemă se rezolvă mai lasă măcar care ești problemă? Ești matur sau ești copil? Care problemă? Ești matur sau ești copil? Ești tu matur. Uf, maturitatea din tine, da. Măi omule, când o persoană e deranjată de ceva, nu e normal să vorbească cu persoana da, de lângă? Da, da. De ce ești deranjat? Ți-am spus cum te comporți cu mine, nu-mi place. Nu-mi place. Ești deranjată că am venit în casă și n-am vorbit cu tine 10 minute? Nu-mi place cum te comporți cu mine. Foarte bine, hai. Eu ți-am zis, ori te schimb, nu mai vorbi cu mine, dacă nu poți să stau în fiecare zi să vii să-mi spui tu mie schimb sau faci, sau faci, sau asta. Alex, dacă tu nu poți să schimbi și tu nu poți să-mi oferi mie de ceea ce am eu nevoie, nu are rost să pierd în timp împreună. Pentru că nu stau bine, mă faci să sufăr așa. Nu am telecomenzi. Eu te nu mi-am cumpărat telecomenzi. Eu te întreb încă o dată. Nu mi-am cumpărat telecomenzi. Până acum două săptămâni a fost foarte bine. De ce am venit jos. De ce mi-eviți întrebările? Am venit jos, am vorbit cu Mariana, gata, nu mai e bine. Te cheamă în camera roșie. De ce mi-eviți dacă întrebările? Dacă vorbeam cu mine, mă mai chemai în camera roșie? Dacă vorbeam cu tine jos? De ce mi-eviți întrebările? Mă mai chemai sau nu, zi? De ce mi-eviți întrebările? Care întrebări? Te mai întreb încă o dată. Ce întrebări? Ce te deranjează? Dar nu mai scoți răspunsul de la mine. Nu vreau să mai dau răspuns. Nu vrei să mai dai? Te comporți ca un copil acum. Da, da, m-am comportat destul ca un matur, e și cazul să mă comport ca un copil. Te întreb, ce te deranjează la mine ca să aici? Tocmai ți-am răspuns. Alex, te rog frumos, în momentul în care o să știi să-mi răspunzi la întrebări, atunci poți să vii să vorbești cu mine. Până atunci nu am ce discuta cu tine. Ok. Mergi. Când lași arțele astea, mai vorbim. Bye, bye. Crezi că-ți telecomanda ta? M-ai disperat femeia asta, băi. Vine cu acuzații din astea și mă toacă pe mine la capul prostiile ei din capul. Cameră? Pot să mă duc și eu în casa la băieți? Pot? Pot să mă duc și eu în casa la băieți? Pot? Cameră? Mulțumesc, să rămână! Cam mulți hateri, am mulți hateri și mă așteaptă. Marinescu stă la Unirii, să știți de la mine că stă la Unirii. Tu ce faci? La Unirii? Da. La fântâni. A? Și când pleci acasă, ce faci? Stai tu singur că stai la Unirii. Când merg acasă, o să ieși și cu Mariana și cu aia la cafea. Păi am să-i fac ceva lucru, Cristian. Ridică-te în picioare. Nu, mă, nu vreau să te iau în brațe. Deci, ridică-te în picioare. Dar sunt deja în picioare. Așa. Pune-te așa. Pune-te-mă așa! Nu, pune-te-mă tu așa! Dar pune-te! Da, pune-te! Lasă că ei nu i-a trebuit pernă! Da, faci. Nu, mă, pune-te! Da, mă, că am probleme cu genunchiul, cu rotul ăla. Nu, dar așa cum stă ea! Nu, așa! Așa! Da, vreau! Te duc! Îți ofer un loc de muncă, cum spune Marinescu! Hai să ne față, Patria! Ai cerut-o de nevastă pe Adriana, mă! M-ai luat, ia-o acasă! Cristian, stai! Stai, mă, stai! Stai, că am filoz de firmă! Stai, mă! Ai cerut-o de nevastă, mă, pe Adriana? Mă, mamacul meu! Gata, gata! Ce faci cu nate? Să rămână cu nate! N-ai văzut că tu n-ai scăpat de mine? Ieși, mă! Se confiscă! Confiscă! Gata, mă, ia acasă! M-ai cerut de soață? Soață! Așa, și când te-am sunat următoarea dată, când mi-ai răspuns? A doua oară, da. 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 Eu cum am vorbit eu cu tine a doua oară? Cum ai vorbit cu mine a doua oară? Ce vrei? Am treabă. Păi și cum ai fi vrut să vorbesc după ce mesaje mi-ai dat mie? Băiatule! Fără băi băiatule. Băi băiatule, uite, tu mi-i spui băi, eu zic băi băiatule. De câte ori vrea inima mea, o să zic băi băiatule. Păi zi. Da, băi băiatule. Mai zi o dată. Băi băiatule. Încă o dată.
Gata. Mai zi o dată. Gata, mi-ajunge. Mai zi o dată. Mi-ajunge, gata, vreau lasă-mă. Vreau să mai aud o dată, băi băiatule. Dar nu auzi tu de câte ori vrei, ba, tu, vreau auzi de câte ori vreau eu. Mai zi o dată, băi băiatule. Nu vreau să mai zic. Nu mai zi o dată. Hmm? Nu mai zic. Păi nu mai zic. Păi să nu mai zici, că, păi... că am zis eu că să nu mai zici. Hmm? Nu mai zic că nu mai vreau eu, nu că ai zis tu. Tu ai să mai zic o dată, dar eu ți-am zis că nu vreau. Așa, și ce ai zis tu când te-a sunat eu a doua oară? Spune, te rog frumos, ce ai spus. Da, eu știu ce am zis, că ce vrei, dar da. Eu când te sun pe tine, tu cum răspunzi? Ce vrei, am treabă. Te-am întrebat ce treabă, am treabă. Te-am mai întrebat odată, ce treabă? Am treabă, tu n-auzi? Da. Așa, și ce vrei să mai vorbesc cu tine? Ți-am închis, era normal, după tonalitatea vocii și după... Ai spus că ai treabă. A, deci, dar acum înainte, când, tu mă întreb, când eu te sun pe tine și tu zici ce vrei, și eu trebuie să închid în prima. Gen, eu te sun, da, ce fac? Tu zici ce vrei? Nu, eu nu te întreb. Deci, eu te sun, da? Mm-hmm. Pac, tu stai, te uiți, pac. Da? Mm-hmm. Ce vrei? Pac, eu nu trebuie să închid, nu? Nu. Păi cum poate să nu? Poate supărat dacă răspund așa, păi da, dar stai puțin, că tu deja de joi sau vineri, în continuu, la fiecare apel, ce vrei? Mm. Așa vorbesc eu, uneori. Păi uite că așa vorbesc și eu uneori. Da, lasă, că după mine acum n-ai vorbit așa cu mine, așa că nu încerca. Păi că m-am și eu zile când vreau să vorbesc așa cu ce vrei. Da, cred că. Din ce cauză? Care e motivul pentru care ai tu zile în care vreau așa să cum vorbești așa? Tu, când ai tu chef, cu ce vrei, cu de-astea și eu pot să vorbesc așa. Simplu. Foarte bine, vorbește de-aia și de acum încolo. Să vedem unde o să ajungi. Păi stai puțin, că dacă și tu mai ai răspuns tot așa cu ce vrei, și eu să închid. Ce nici nu înțelegi ce o deranjează, frate? O deranjează că nu stau de vorbă cu... Doamne, ferească Dumnezeu. O deranjează că nu stau de vorbă cu ea, că... Apar n-am. Dacă nici eu nu mai stau de vorbă cu ea când o văd și nu o mai pup și nu mai stau în brață cu ea să-mi trăiască mie... N-am idee la ce se referă și n-am idee unde vrea să bată. Că dacă nu te schimbi, păi stai puțin, dacă cauți motiv, îmi spui pe față, nu mă iei cu... Nu, cu... Eu, mie, eu rămân la aceeași părere că Andrada s-a îndrăgostit foarte tare de tine. Așa văd eu situația, că s-a îndrăgostit foarte tare de tine și oarecum nu vede același lucru din partea ta și ori este frică să nu te piardă, ori este frică să continue și să acumuleze mai multe sentimente. Dar frate, dar trebuie să spună dacă e așa. Spune-mi pe față, nu veni și să spune-mi, dacă nu te schimbi, pune-mi punct. Pune punct, frate. Dacă vezi că nu mă schimb de 6 luni sau cât sunt aici, 2 luni, pune punct. Dar nici punct nu poți să pui. A, păi stai puțin. Am auzit de la cineva care a venit în casă la noi. Doamne, dar cineva aia nu poate să vorbească. Da. Nu, că până la urmă persoana respectivă nu are nimic de adăugat. Sau follow, da. Cine a zis Alexandru, băi? Ce are? Alexandra, nu Alexandru. Deci, nici Alexandra, nici... Eu spun în felul următor. Mi s-a adus mie la cunoștință. Logică, mă uitam la cine persoană. Mă, dar lăsați-mă un pic să vorbesc. Deci, mi s-a adus la cunoștință de către cineva că ai spus astăzi că urmează să te îndrepți către Rareș. Urmează? Da. Păi mă îndreptam de acum vreo 2 săptămâni, nu că urmează. Nu mă refer la dacă ai spus tu sau dacă ai menționat lucrurile astea. Marinescule, dar mai tași mă cu metri, să vorbește tu că eu nu... Care ne ascultă. Deci, ai spus astăzi că te îndrepți către Rareș și nu către mine. Nu mai repet, eu m-am îndreptat către Rareș și am început să mă cunosc cu Rareș încă de acum 2 săptămâni. Nu este de acum lucrul ăsta. Deci, reiau. Ai spus astăzi. Bă, dar ce am ai zis acum 2 săptămâni? Femeia, în momentul de față, se îndreaptă spre Rareș. Vrea să-l cunoască pe Rareș. Ce nu ți-ai luat răspunsul? Am înțeles. Ce noutate este asta? Că eu tot nu înțeleg. Deci, ai spus astăzi că nu te îndrepți către 10 bărbați, te îndrepți către Rareș sau nu? Ca să știu și eu. Da. Bine, am înțeles. E o noutate? Am zis eu ceva greșit acum? Nu, am înțeles foarte bine. Am întrebat, este o noutate lucrul ăsta? Pentru mine, da. Te-ai uitat la emisiuni cât timp nu ai fost în casă? Nu. Nu, decât la câteva segmente. De ce mă minți? Am zis decât la câteva segmente. Păi te-ai uitat la segmențile alea. Te-ai uitat la segmențile alea în care am vorbit eu. Nu are și mă enervează și mă curare. Corect. Te-ai uitat? Da. Păi și de ce pui aceeași întrebare dacă așa răspunsul? Eu n-am zis că e o noutate, că tu ai spus lucrurile astea atunci.
Eu am zis că astăzi mi s-a dus la cunoștință că astăzi ai spus niște lucruri. Da, voiam să văd. Mai înainte că vorbeam, da, toată lumea în momentul de față. Da, a fost Adriana aici, Adriana au zis, Adriana a spus așa. Nu, 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 fac ce fac. Da, am zis eu că cu Mariana, vorbeam eu cu Mariana despre voi. N-am ascultat, că voi când am intrat eu în casă, voi nu vorbeați despre asta, voi vorbeați cu Marinescu. Să vă țin atunci. Ce? Să vă țină, zic. Băi, opriți-l pe Rareș, n-a vorbit. Rareș, oprește-te că vorbești prea mult. Să vă țină, am zis. George, lăsați-te să vorbească pe Rareș. Eu sunt curios, Rareș. Eu sunt curios, Rareș, acum. Alexandra. Nu, mă, dar nu, deci eu am pus întrebarea. Mariana, de ce convine? Sunt curios, Rareș. Dar te bagi, de nu-i treaba ta. Eu am pus întrebarea. Dar ce-am zis? Că e, da, ce-am zis? Da, lasă că tu ai început toate discuțiile astea. Eu am pus... Păi ce-am zis așa de rău? Alexandra, dacă repeți o întrebare de 16.000 de ori... Păi vreau să-mi dea răspunsul la normal. Da, îl vrei pentru Adriana și vroiai ca să-l las liber să-i spun că... Eu am venit și am pus Cristi, întrebarea asta. Cristi, vorbeam cu Alexandra, o întrebam, îl vrea pentru Adriana? De tot și bag atâta și mă enervează. Nu am nevoie să-mi dea Alexandra, Mariana! Ai înțeles? Eu... Cristi. Eu am venit și am pus întrebarea. Îl vrea pe Rareș pentru tine, nu știu. Pe cine? Da, pe Alexandra vrea pentru tot, pe tot din cazul. Aici ai adevărat, n-ai cum să mă contrazici că îți place de Rareș, atât fizic cât... Da, mă, îmi place, uite, îmi place și de George, îmi place și de Alexandru, îmi place și de Jitaru, îmi place și de Cristian. Îmi place de tot, uite, și de Marinescu chiar. Gata, stop! Stop, că am băgat pe George, gata, stop! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.